Bună, fetelor! Eu sunt Zina și suntem pe canalul unde învățăm să tricotăm și să croșetăm, Zina Crochet Studio. Astăzi vom învăța să croșetăm așa drăguțe bentițe. Este un model foarte simplu de realizat, de lucrat, este foarte simplu. Aceasta este așa decorată cu un trandafir și ruban. Aceasta este pe elastic. Așa. Aceasta este așa cu șiret care se poate delegat. Și deci ne pregătim cu fir și cu croșetă și spor la treabă. Pentru început vom lucra pe aceasta care cu șireturi. Vom lucra 20 de ochiuri de lanț. Așa. Lucrăm 20 de ochiuri de lanț. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu folosesc aici un bumbac de 125 de metri la 50 de grame și croșeta numărul 3. 20 de ochiuri de lanț am lucrat. Acum în ochiul 3 mai lucrăm 5 piciorușe cu jeteu. Așa, în ochiul 3 de la croșetă, 5 piciorușe cu jeteu. 2, 3, 4, 5. Și acum avem 2, 4, 6 piciorușe cu jeteu. Acele două ochiuri de lanț vor fi ca un picioruș cu jeteu. Lucrăm un ochi de lanț și în următorul ochi mai lucrăm un picioruș cu jeteu. Așa. Și aici avem, așa deja se formează modelul nostru. Următorul rând, lucrăm două ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și aici deja unde s-a format în rândul precedent V-ul nostru, vom lucra piciorușele noastre cu jeteu. 6 piciorușe cu jeteu consecutive, un ochi de lanț și un picioruș cu jeteu. Toate piciorușele în această V le vom lucra. 2 ochiuri de lanț am lucrat. Acum mai lucrăm aici 5 piciorușe consecutive. 3, 4, 5, un ochi de lanț și alt picioruș separat, așa. Ia priviți, deja se formează modelul. Și așa este modelul nostru până finisăm de lucrat bentița noastră. Două ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și aici în V-ul nostru lucrăm 5 piciorușe cu jeteu, 2, 3, 4, 5 cu jeteu, un ochi de lanț și tot aici un piciuruș cu jeteu.
mergem, priviți. Așa. Se formează modelul nostru. Voi aici puteți lucra, de exemplu, 7 piciorușe cu jeteu consecutive și separate de un ochi de lanț și un picioruș. Cum vă place vouă mai mult? 2 piciorușe cu jeteu, întoarcem lucrul și în V-ul nostru lucrăm 5 piciorușe cu jeteu consecutive, un ochi de lanț și un picioruș cu jeteu. 2 3 4 5 și un ochi de lanț și un picioruș cu jeteu. Și de toate aici avem 7 ochi, 7 piciorușe cu jeteu. Așa se formează modelul nostru. 2 ochiuri de lanț, întoarcem lucru. 5 piciorușe cu jeteu. Doi, trei, patru și cinci. Un ochi de lanț și un picioruș cu jeteu. Și acesta este toată bentița noastră. Noi, deja fiecare face lungimea bentiței pentru bebelinele voastre, de ce lungime doriți voi. Puteți să o faceți de 30, 32, cum doriți voi, de ce lungime doriți. Așa, am privit acest model, cât de frumos este. Și cât de bine se prezintă. Așa. Eu am să fac încă 2 rânduri. 2 ochiuri de lanț. Aici în V-ul nostru 5 piciorușe cu jeteu consecutive. 2 3 4 5 un ochi de lanț și un picioruș cu jeteu. Voi din, cu acest model, de exemplu, puteți să lucrați dintr-un fir mai subțire și brățări. Uitați-vă să vă arăt cât de frumos. Așa. Pot fi și brățări, desigur. Brățări la bebelinele voastre. Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Așa, fetelor, deci vă zic că spor la lucru și ne vedem în curând cu un alt model de bentițe care este foarte simplu de lucrat pentru fetele începătoare. Mulțumesc și pe curând, fetelor!